Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Autentic. Bine v-am regăsit în această binecuvântată perioadă, vă spuneam. Bine este să ne spunem nouă unii altora când ne întâlnim, ne reîntâlnim. Hristos a înviat până la momentul în care nu o vom mai face, la 50 de zile, de la data Paștilor, Sfintelor Sărbători Pascale. Bine este să ne reamintim în fiecare zi în această perioadă, vă spuneam într-o emisiune anterioară, de faptul că Hristos ne-a înviat. Învia pe cineva nu este neapărat un termen, o sintagmă pe care noi trebuie să o abordăm cu acea atitudine a unei traduceri mot-a-mo a celor afirmate. Există exemplul reînvierii de către Hristos, de către Iisus Hristos al lui Lazar, o reînviere fizică și nu doar a lui, cea mai cunoscută, apropo de sărbătoarea sâmbăta lui Lazar, în care Lazar este reînviat din morți după 3 zile de când murise, sau există reînvierea treptată, reînvierea treptată dintr-o moarte lăuntrică, acolo unde spiritul nu reușește să comunice cu ceea ce a primit la venirea pe pământ, trup, mental, suflet. Spiritul nu reușește să comunice cu restul, cu restul a ceea ce face parte din el, din el însuși, pentru că prin spirit se generează și se întreține materia fizică. Spiritului îi datorăm existența în materie, spiritului îi datorăm prevalența vieții asupra vieții fizice, lucru pe care vieții în general asupra vieții fizice, pentru că existența în acest plan fizic este doar o mică, mică, foarte mică parte din ceea ce ar trebui să fie în mod corect numită existență. Hristos a înviat și Hristos ne-a înviat pentru că atunci, acum ceva mai bine de 2000 de ani, a venit în lume spre a readuce adevărul divine, adevăruri care doar ele pot să mențină viața între acele granițe specifice și necesare vieții în toată plenitudinea ei. Pentru că ne reamintim, desigur, oricare dintre structurile a ceea ce înseamnă viață pe pământ, spirituală, mentală, sufletească, fizică, oricare dintre aceste structuri, fiind la un moment dat afectată în sensul cel mai negativ, cu putința al cuvântului, oricare dintre aceste structuri fiind conectată la energii opuse vieții și deloc favorabile vieții, în lanț ca într-un joc de domino va afecta restul tuturor structurilor. Ei bine, când v-am spus și încercam să vă atrag atenția în emisiunea trecută că Hristos ne-a înviat, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că ne-a lăsat o ecuație, ne-a lăsat o rețetă, dacă vreți, ne-a lăsat coordonatele spirituale ale ființării cu adevărat și nu ale unei aparente existențe în care trăim, dar de fapt sunt morți, chiar Iisus o spunea, lăsați morții cu morții și vii cu vii, referindu-se cu adevărat la oameni care încă au trup, dar pe care îi considera morți, anume în totalitate inconștienți de existența lor spirituală și de ceea ce le face posibilă viața pe pământ. Ne-a înviat pentru că ne-a adus această rețetă, ne-a reînviat, ne-a ajutat, ne-a pus bazele, a adus fundamentul nașterii celei de-a doua, anume te naști în primă instanță cu acest trup, ai acest trup, pare că totul vine de la sine, ai tendința să te comporți ca și când totul ți se cuvine, ai un trup, ai o minte, ai un suflet de care înțelegi să bine dispui după bunul plac, oricând, oriunde și aproape că oricum, astfel încât la un moment dat tot ceea ce ar fi trebuit să însemne o suită, un șir de întâmplări, de evenimente favorabile vieții tale, constați că nu sunt decât un șir și o suită de evenimente și întâmplări profunde favorabile vieții în sine, vieții tale, pur și simplu, sănătății, fericirii, evoluției tale, acestea fiind părți ingrediente ale
integrante și ingrediente esențiale ale devenirii tale ca ființă. Ciudat este că după ce ne naștem, murim treptat și murim foarte rapid. Ciudat este că nu înțelegem să adăugăm ființei noastre mai multă cunoaștere, mai multă iubire, mai multă înțelegere, mai multă iertare, mai multă compasiune. Ciudat este că pe măsură ce ne crește trupul, ne scade sufletul. Ciudat este că suntem atât de puri când suntem încă copii și am putea muta munții din loc cu această puritate și inocență. Și cu toate acestea, pe măsură ce căpătăm puteri în trup, în suflet, în mental, acestea nu concordă cu energiile vieții, ci sunt puteri distructive. Ciudat este că nu înțelegem că viața nu este osuită de intenții și de voințe personale care să vină să se impună în lume, aproape cu forța apocaliptică, distrugând totul în jur, binele, frumosul, iubirea, înțelegerea, întrajutorarea, creșterea împreună, evoluția și așa mai departe. Aici înțelegând tot ceea ce construiește, ceea ce pune la un loc spre evoluția fericită a unei ființe, astfel încât ciudat este că pe măsură ce căpătăm grai, mergem, devenim capabili să ne autoguvernăm aproape din toate punctele de vedere, totuși niciodată nu ajungem să ne autoguvernăm din punct de vedere spiritual. Ne crește trupul, ne considerăm maturi, dar desigur suntem maturi doar din punct de vedere biologic, pentru că, vedeți dumneavoastră, în civilizațiile actuale și nu doar actuale ale umanității, aproape că oriunde, din fericire, nu oriunde, dar aproape că în prea multe locuri de pe pământ, în civilizațiile umane, în popoarele create de acest egregor uman, țările, să le spunem mai simplu, veți întâlni o cultură, o civilizație a celor ce sunt aici și acum din punct de vedere material, o civilizație axată, focalizată în proporție de peste 90% pe materie, pe material, pe a obține aici și acum cele de trebuință unui mental, repet, total inconștient, de valențele și de istoricul și de rădăcinile lui, că purcede din dorința, din voința și din intenția unui plan spiritual care a voit altceva pentru o întrupare fizică. A dorit cu totul altceva, dar știți noastră cum este ființa umană, asemenea unei familii. Dacă spiritul, am putea spune că este o forță, un duh care a dorit ca două ființe să intre în uniune și comuniune, să formeze o familie. Ei bine, acest duh, spiritul, face posibilă apariția acestor entități împreună a mentalului și a sufletului, pentru ca ele să formeze o comuniune, o comunitate, o familie, un egregor împreună. Numai că în această familie putem vedea aproape întotdeauna, din păcate, cum unul dintre membrii, că este mentalul, că este afectivul, că este femeia, că este bărbatul, că este copilul, o vor lua fiecare în direcții diferite, încercând să își impună voința personală și înțelegerile și acceptările în lume. Încercați să vizualizați și încercați să creați un corespondent între aceste planuri, să creați similitudini, să puteți compara și prin corespondență să înțelegeți ce se întâmplă cu fiecare dintre noastre, cu ființa care sunteți. Noi toți suntem asemănători unei familii în care membrii ei nu se înțeleg, se ceartă continuu, se află în conflict. Acum, având această conștiință și capacitate de a observa această dihotomie, această stare de segregare, de scindare, de ruptură între părțile acestei familii, încercați să vă erijați din punct de vedere spiritual în arbitrul, în persoana, în individul, în ce vreți noastră, care vrea și poate să pună dinpreună aceste entități, aceste forțe, astfel încât ele să se înțeleagă spre binele, spre binele întregului, spre binele tuturor planurilor implicate în această existență de egregor a unei ființe care aparent ar fi, vezi, Doamne, doar o ființă. Această ființă pe care o vedem în oglindă și pe care o considerăm unitară, în subsidiar este compusă, este constituită din alte planuri pe care dacă noi nu vom învăța să le punem dinpreună, întotdeauna vom avea probleme importante de viețuire,
vom ajunge să trăim doar pe nivel de supraviețuire, luptând mereu cu un ceva interior pe care, dacă nu vom avea câtuși de puțin cunoașterea spirituală, niciodată nu vom ști să-l indicăm cu claritate ce este acel ceva interior. Auziți, nu? Și ați auzit probabil de multe ori în viață oameni care, confesându-se dumneavoastră, vă spun sau vă spuneau: eu în sufletul meu simt un lucru, dar mintea este împotrivă. Eu în sufletul meu am simțit că, dar mintea mi-a spus că altceva. Sau în mentalul meu eram de acord cu un lucru, dar nu mă simțeam bine interior, aveam o agitație. Vedeți, noastră, această agitație, ea poate să vină din lumină sau din întuneric, dar această agitație ne livrează nouă informație. Până nu vom înțelege și nu vom afla cine suntem cu adevărat, noi niciodată nu vom ști cum să ne raportăm la adevăr, la cale și la viață. Noi niciodată nu vom înțelege mesajul hristic, mesaj care a însemnat viață, pentru că a însemnat adevăr. Ori fără adevăr nu poți găsi o cale, ori fără să fi găsit o cale prin adevăr, nu vei înțelege ce este viața. De aceea vă spun, Iisus a venit acum 2000 de ani, aducându-ne în mod clar posibilitatea foarte clar exprimată a reînvierii, a învierii celei de-a doua. Pentru că chiar El o spune, până nu veți renaște a doua oară, până nu veți învia a doua oară, nu veți vedea împărăția cerurilor. Copiii, despre copii, în schimb, spune: lăsați copiii să vină la mine, că acestora este împărăția cerurilor. De ce a copiilor? Pentru că nu știm bine, corpurile subtile se dezvoltă treptat, noi nu ne naștem când ne naștem fizic, încheierea venirii noastre pe lume se termină mult mai târziu, până la vârsta de 7 ani se definitivează formarea corpului eteric, la vârsta 0 a trupului fizic, odată cu venirea trupului fizic pe lume, începe efectiv conectarea corpurilor noastre subtile și dezvoltarea lor la planul fizic în care am venit. Până la 7 ani se dezvoltă corpul eteric, până la 14 ani astral, până la 21 de ani emoțional și tot așa mai departe, corpurile superioare trebuind să fie aduse în lume, trebuind să fie aduse la dezvoltare, să fie puse într-o justă manifestare și valorificarea lor pe tot parcursul vieții noastre, astfel încât noi, făcând aceasta, ajungând la un moment dat să nu mai cunoaștem moartea, ajungând la împlinirea cuvintelor apostolului, Sfântului Apostol Pavel, care spune: ultimul și cel mai important, ultimul și cel de pe urmă vrăjmaș al omului este moartea. Până când omul nu va învăța să-și înfrângă cel de pe urmă vrăjmaș, nu va cunoaște cu adevărat izbăvirea, vindecarea, mântuirea, dar este ultimul și cel de pe urmă vrăjmaș al omului, moartea. Ne îndeamnă tot Sfântul Apostol Pavel: Sfânt e Tatăl vostru, Sfinț să fiți și voi. Adică ne îndeamnă să înțelegem că în sintonie trăiesc planurile divine, într-o stare de echilibrare perfectă a frecvențelor, a energiilor, tuturor sistemelor care ne compun, astfel încât ele devin autosuficiente și se pot autogenera și se pot autositua în stadiul de creatori. În stadiul de creator și pot da viață mai departe la rândul lor, per se, prin sine însuși, astfel încât să nu depindă de planuri exterioare lor și să nu trăiască într-o codependență permanentă, netrezviitoare, necreatoare și așa mai departe. Sfântul Apostol Pavel, vedeți noastră, ne învață aproape ca printr-o trimitere de tip inginere, simplu și matematic. În sintonie, în sinergie se află forța creatoare, în sintonie, în sinergie, în echilibrarea tuturor frecvențelor care vă compun, să trăiți și voi, dacă vreți să vă înfrângeți cel de pe urmă vrășmaș, moartea. E bine, această moarte, dacă învățăm să dăm viață structurilor noastre subtile la propriu și să menținem această viață în ele, ne poate duce la stadiul în care și despre care actualmente ne minunăm, necrezându-l real vreodată, la stadiul în care putem, ați auzit, știți că există în lume ceea ce am numit într-un limbaj modernist Lightarians sau oameni care trăiesc cu lumină, cu ci
luminos și așa mai departe, ei bine, putem ajunge la stadiul în care să ne hrănim toate structurile prin intermediul structurilor energetice. Noi acum, deocamdată, fiind pe nivelul de evoluție, în care hrănim acele structuri impropriu spus, le hrănim, le înfometăm treptat, noi hrănindu-ne doar cu hrana fizică. Hrana fizică care, din potrivă, consumă energie, consumă informația restului tuturor structurilor, astfel încât restul structurilor să fie, în primul rând, cel fizic, să fie capabil să digere informația care să-l țină în viață. Dar să știți că a trăi nu înseamnă să hrănești doar o structură în mod preponderent și obsesiv și maniacal, cum o face această umanitate de prea multe mii de ani deja. Înainte vreme să știa că nu te așezi la masă fără rugăciune, nu te trezești dimineața, în primul rând, fără o rugăciune, nu faci nimic în viața ta fără să spui măcar, Doamne, ție îți mulțumesc, pentru că ești, pentru că sunt, pentru că totul e atât de frumos, pentru că mă înconjoară viața despre care nu știu nimic, dar îmi slujește mie devenirii mele, fiecarei clipe, fiecarei zile, fiecarei săptămâni, întregii mele etape evolutive, ceva îi slujește existenței mele despre care eu nu știu mai nimic și ea pur și simplu își derulează existența, manifestarea și devenirea independent de mine, dimpotrivă ajutându-mă și pe mine, târându-mă după ea de la zi la zi, ajutându-mă să înțeleg că n-am făcut nimic pentru ca să existe răsăritul, ploaia, vântul, primăvara, toamna, iarna, pentru ca legumele să crească, pentru ca să am apă, pentru ca să pot dormi, pentru ca să mă pot trezi și totuși un conglomerat de nesfârșite forțe există datorită cărora și prin care eu pot să exist. O rugăciune simplă, dacă am învățat să înălțăm în fiecare zi către aceste forțe pe care abia dacă le înțelegem de cunoscut, poate că nici atât, întreaga noastră existență s-ar comuta de pe întuneric pe lumină, pentru că, într-adevăr, recunoștința este una dintre cele mai importante forțe ale Universului, izvorăște dintr-o iubire mărturisită sau nemărturisită față de viață, față de existență, izvorăște din iubirea de iubire, din iubirea de viață, izvorăște din dorința de viață, prin recunoștință, prin înțelegere, prin acceptare, prin asumare, că eu știu prea puțin sau deloc și că eu sunt cel dintâi care trebuie să respecte forțele vieții, ci nu să le supun și să mi le supun orbește lipsit de respect și lipsit de iubire. Când a venit Iisus și ne-a lăsat în doar 3 ani, cât a predicat acum 2000 de ani, exemple, pur și simplu, exemple de vindecări, de învieri și reînvieri, învățături prin predicile pe care le-a făcut mulțimilor de oameni, au fost și mii de oameni, au fost și doar câțiva, a intrat din casă în casă, acolo unde s-a cerut să dea exemple, a stat de vorbă cu omul cel mai decăzut, a stat de vorbă cu oamenii cel mai puțin decăzuți din conducerea, dintre liderii acelor vremuri, de la mic până la mare și de la mare până la mic, Iisus a arătat că trebuie să intrăm în comuniune cu toate forțele vieții, cu toți cei care ne înconjoară, cu oamenii de lângă noi, cu mai puțin cunoscuții, cu prea cunoscuții, cu foarte cunoscuții, cu cei de un sânge cu noi, cu cei pe care în mod greșit îi numim străini. Să știți că, din punct de vedere spiritual, nu există străini. A fi de același sânge cu un om nu înseamnă că ți este apropiat. A nu fi de același sânge cu un om nu înseamnă că ți este străin. Familiaritatea cu o altă ființă e dată de moștenirea spirituală și de rădăcinile spirituale, nu de acest lucru pe care îl avem în comun pe pământ, sângele, cum se spune. Faptul că luăm materie primă dintr-o existență anterioară celui care vine pe lume, existența anterioară a unor predecesori numiți părinți, nu ne face cu mult mai apropiați de aceștia. Dovadă că e lucru știut în credințele spirituale specifice, având ritual în acest sens, anume în religii, în toate religiile lumilor, și începem, dacă vreți, cu creștinismul, este cunoscut faptul că părintele spiritual sau nașul de botez este cu mult mai important decât părintele fizic pentru un copil, pentru că acela îi dă moștenirea în duh,
sau nu, o moștenire bună sau nu, în timp ce părintele fizic vine cu programe și informații care oricând pot fi schimbate cu lejeritate, dacă o vrei, dacă o știi, dacă intenționezi să mergi în această direcție, în timp ce părintele spiritual poate pune o amprentă importantă, grea, foarte grea și pentru totdeauna, asupra celui care este întru totul necunoscător de nașterea cea de-a doua, pentru care a venit acum 2000 de ani Iisus să ne învețe să ne naștem a doua oară, astfel încât murind lumii, murind informațiilor preluate din neam, deci murind lumii, să ne naștem în duh și în adevăr, din punct de vedere spiritual, să învățăm să comutăm existența de pe fizic, pe spiritual, să ne transcendem ființa cea fizică care a moștenit informații spirituale eronate și decalibrate de la adevăr și divin, să învățăm să lăsăm să piară acest gen de informație sau, dacă vrei, să se transmute, să plece, să se ducă în altă parte, să intre în disoluție. Ne-a învățat astfel să punem în depozitarul care suntem cu toate structurile noastre, să transformăm vechiul, densitatea vechiului care s-a așezat în timp și a căpătat rădăcini pe întuneric, să învățăm să transmutăm aceste rădăcini care își trag seva din întuneric în niște rădăcini care își trag seva din lumină și doar din lumină, în sensul demers al tuturor forțelor vieții și așa mai departe. Știm bine, există pe pământ, a existat mii de ani, continuă să existe ceea ce putem numi sclavie. Oameni buni, să știți că nu există doar sclavia fizică, există și sclavie spirituală, nedizolvată această informație a maleficităților, a tuturor maleficităților spirituale, ne condamnă pe noi, implicit, ne condamnă la o viață de repetiții a tuturor programelor negative din neam. Ați auzit, nu? Spunându-se, domne, ce se întâmplă când neamul cu tare de două generații încoace sau de trei, sau tatălui se întâmplă nu știu ce, s-a întâmplat și fiului, s-a întâmplat și nepotului, s-a întâmplat și tot așa, lucruri care se repetă. Întâlnesc oameni care mă întreabă și doresc să afle răspunsuri, ei constatând după o anumită vârstă, în mod special după o vârstă de 40 de ani, știți, acum îmi dau seama că nu am copii, că nu am familie, că nu am cu tare lucru, că, dar picând așa pe gânduri și gândindu-mă mai bine, mi-am dat seama că și mama a rămas singură de o anumită vârstă și, de fapt, m-a avut accidental, că dacă nu m-ar fi avut accidental, poate nu m-ar fi avut nici pe mine. Am venit în niște condiții care nu indicau faptul că eu urma să rămân în viață, probleme grave de la naștere. Și tot așa, oamenii își dau seama la un moment dat că existența lor poate să pară chiar miraculoasă, pentru că datele problemei dintr-un neam nu indicau acest lucru. Cum în alte neamuri, ele se închid, existența și viitorul acelor neamuri chiar se închide la un moment dat. Nu se mai nasc, nu mai vin ființe la întrupare, sau chiar dacă vin, nu mai pot duce mai departe neamul din diverse motive, nu au copii și așa mai departe. Ei bine, toate aceste informații malefice care au împrentat o ființă la un moment dat, ele pot fi pot fi transmutate, ar fi incorrect să spun dizolvate, sau ele nu dispar propriu-zis. Se creează o contrabalanță răului făcut în acel neam, încărcăturii malefice adunate în acel neam, îi se contrapune o încărcătură și se atinge o masă critică pe lumină care vine într-adevăr abia atunci, la un moment dat, și are efectul. Vă vorbeam de acel teribil efect al luminii care, când atinge pragul critic în lupta cu afecțiune, lupta cu o încărcătură malefică pe un neam, e aproape că dizolvă ca o rază de soare care atins o umbră, aruncă în dispariție, dacă vreți, face să dispare instantaneu acea umbră. Ei bine, Iisus a venit să ne învețe, de aceea Hristos ne-a înviat, nu doar a înviat, că n-a înviat pentru El însuși. Hristos ne-a înviat, a venit să ne arate rețeta de venire, anume că trăind pe frecvențele luminii, îmbrățișind lumina în duh și în adevăr prin fiecare gând, atitudine de viață, alegeri pe care le facem, în prietenii, în iubiri, în profesie,
în modul de a riposta, de a reacționa în viață, în evenimentele de zi cu zi, de la cele mai grave până la cele mai puțin grave, de la foarte evidente până la cele aproape că nevăzute și neluate în seamă. Dacă am învățat să trăim în frecvențele luminii, să știți că am permite spiritului să preia conducerea mentalului și sufletului nostru, astfel încât am intrat, dacă vreți, ca pe un pilot automat, nici n-ar mai fi nevoie să ne gândim în fiecare clipă ce spun aici, ce fac aici, cum reacționez acolo, cum reacționez dincolo. Spiritul, la un moment dat, guvernând mentalul și sufletele și trupurile noastre, știe el ce să facă, exact cum respirația este automată și alte funcții ale corpului nostru fizic, la fel, gândirea și simțirea ar deveni, dacă vreți, automată, pentru că ea ar fi inundată de frecvențele și de energiile luminii. Vă spun acest lucru pentru că am întâlnit oameni care au întrebat, dar cum să fiu atent la fiecare gând pe care l-am? N-aveți cum, este imposibil. Dar permiteți luminii să vă pătrundă structurile și veți vedea la un dat că aveți gânduri minunate, altele care erau deloc minunate, dispar. O să vedeți corpul nostru cu tot ce înseamnă el în subsidiar, cu toate structurile lui mental, emoțional și așa mai departe, se conectează, se calibrează la forțele luminii într-un mod automat, destul de rapid, dacă sunteți aproape că înverșunați, să deveniți un recipient, un depozitar al luminii. Să vă refuzați impulsivitatea, judecata cu orice preț, să vă refuzați acele gânduri, emoții și sentimente și acțiuni și atitudini care nu fac decât să vă aducă suferință și blocaje. În această emisiune voi încheia prin a vă spune că voi duce acest subiect mai departe în emisiunea viitoare. Atât vreau să vă spun, să nu uitați că Hristos ne-a reînviat. Gestul său, acceptarea morții fizice spre a arăta prevalența spiritului asupra materiei, nu a fost făcut din amor propriu, nu a fost făcut pentru a-și demonstra ceva sieși sau puterilor divine care știu exact cum stau lucrurile, pentru că ele au generat și întrețin viața sub toate formele ei. Iisus a venit să ne arate, spunând tot timpul cât a fost pe pământ, eu sunt și Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Am venit în lume, am trup, acționez, am învățat să merg, am învățat să citesc, am învățat o meserie, am învățat acest lucru, am făcut acest lucru. Le-am făcut pe toate pe care ați putut și voi să le faceți și cu toate acestea nu mi-am acceptat condiția simplă și simplistă de om care trebuie să moară. Nu. Nu. Am înțeles că sunt mai mult decât un trup care va trebui să piară într-o bună zi și am venit să vă demonstrez și vouă că poți să nu te stingi fizic și chiar dacă te stingi fizic, să lași acel trup acolo unde este el, să se ducă, să lași morții cu morții și vii cu vii și să recompui acest templu, să recompui acest trup fizic doar din structurile spirituale. Ele, la un moment dat, pot genera regenera și întreține un corp fizic. Noi nu trebuie să depindem de structurile noastre fizice, este mesajul foarte clar al lui Iisus Hristos. Fizicul poate fi oricând recreat, în timp ce spiritul va părăsi un trup aflat în cădere, aflat pe un drum al pierzaniei, al încărcării cu negativitate din ce în ce mai mare. Să știți că există o lege spirituală în planurile spirituale care nu permite îngerilor păzitori, nu permite oricărui spirit creat de Dumnezeu să rămână într-o casă, într-un vehicul, într-un trup care se întunecă. El nu are voie. Dacă se depășește o masă critică în încărcătura pe întunerii dintr-un vehicul fizic, spiritul se supune acestei legi divine și va părăsi trupul. Moartea nu este o întâmplare, n-a fost și nu va fi niciodată și, apropo, nu este o cauză naturală. Cum veți auzi adesea spunându-se de către medici, a murit din cauze naturale, bătrânețe, bătrânețea nu este naturală, moartea nu este naturală în planurile spirituale. Există lume, există forțe, avem deja atâtea mărturii adunate pe această planetă.
cel puțin din ultimele sute de ani, în care aflăm despre zone din Tibet, din China, din de unde vreți noastră, Nepal, din despre cei celebri călugări și olinci și nu numai, care își pot lăsa trupurile, pleacă, se întorc, le refolosesc sau nu, vin și așa mai departe. Unii pleacă pentru totdeauna, nu se reîntorc. Trupurile lor rămân mumificate, nu intră niciodată în putrefacție. Vin, apar, reapar, pleacă, dispar. După bunul plac, învață să acționeze asupra materiei fizice, după cum este și firesc, ne lăsând materia fizică să afecteze spiritul în vreun fel și să le alunge de-a dreptul dintr-o lume care era dedicată spre a fi de folos, nu spre a-l nimici și a-l alunga. Lecția, uriașa lecție pe care o are omul de învățat pe pământ, este să-și supună materia, nu să lase materia să-l domine, să-l obnubileze, să-l îngenuncheze și să-i fure prețioasa viață de care are atâta nevoie aici și în trup, spre a învăța cum să acționeze asupra restului de energii, de forțe, de puteri care să-l conecteze la restul tuturor puterilor aflate în univers. Să știți, vă spun un lucru foarte trist. Viața omului pe pământ este se află sub imperiul unei mediocrități greu de imaginat. Greu de imaginat pentru cei neinițiați în ale spiritualității. Viața este de o banalitate cumplită, sfâșietoare, terifiantă pentru alte civilizații, pentru alte forțe, pentru alte lumi care au descoperit cum să manevreze și să manipuleze materia din universul și multiversuri, astfel încât să călătorească după bunul plac, de pe o planetă pe alta, dintr-un timp în altul, în trecut, în prezent sau în viitor, astfel încât ei au învățat să se raporteze la un plan, la un spațiu temporal și la alte forme de existență, astfel încât materia din locurile respective, că materia nu e doar ceea ce cunoaștem pe pământ, și energia nevăzută este tot materie, dar aflată pe un alt stadiu de densitate și densificare. Materia nu este doar ce vedem, atingem, pipăim. Materia cunoaște stadii aproape că nenumărate de manifestare, din nevăzut către văzut și așa mai departe. V-am spus în emisiunea trecută și vă reamintesc și acum, îmi cer scuze dacă vă veți simți poate ușor plictisiți, vreau doar să vă reamintesc încă o dată înainte de finalul acestei emisiuni că Iisus ne-a reînviat aducându-ne pur și simplu, dacă vreți, într-o exprimare laică, dându-ne mură în gură ecuația vieții, să trăiești în adevăr, să vrei să iubești, să vrei să cunoști, să vrei să ierți, să vrei să accepți când nu poți înțelege, punct, aceasta este ecuația. Tu poți să trăiești și să devii stăpânul propriei tale vieți, nemai fiind sclavul unor forțe pe care, din păcate, nu ești obligat să le urmezi, din potrivă, poți să le domini oricând, să le faci prietenul tău, să te slujești de ele atât cât îți este nevoie, fără să distrugi minunăția care ești, un spirit care a căpătat un vehicul numit trup, prin care și datorită căruia ai fi putut să cunoști în această lume o existență absolut binecuvântată pentru mult timp, în deplină stare de sănătate, fericit și fără să-ți pui problema existenței zilei de mâine, ca și când ea trebuie să însemne neapărat cel puțin un dramatism, dacă nu un tragism, în urma căruia tu să faci fapte prea puțin coroborate cu învățăturile divine, cu învățăturile creștine. Noi nu trebuie să trăim disperat. Noi nu trebuie să trăim astfel încât să le eliminăm pe semenul nostru. Viața nu înseamnă concurență. Viața nu înseamnă că unul trebuie să se creadă mai bun decât altul. Viața nu înseamnă să vrei să umilești, să-ți umilești seamănul om sau animal sau ființă vegetală. Viața nu înseamnă să vrei să ucizi pentru ca tu să existi. Viața nu înseamnă să vrei să te hrănești cu aproape tot ceea ce te înconjoară doar pentru că ție ți place și doar pentru că tu vrei. Doamne, nu e suficient să vrei.
nu e suficient să-ți placă, trebuie să te întrebi dacă lucrul care îți place este benefic în general, dacă el concordă cu energiile vieții, dacă este normal să te comporți așa, apoi dacă ție ți este benefic cu adevărat în vreun fel. Oameni buni, să știți că umanitatea a devenit sclava simțurilor, a papilelor gustative, a fixațiilor unui ego bolnav de prea multe mii de ani și de aceea ne aflăm pe drumul pierzaniei. Poate să moară orice ființă dacă eu am poftă să mănânc nu știu ce mâncare. Poate să fie dărâmată orice pădure dacă eu vreau să-mi fac nu știu ce mobilă și construcții. Poate să fie otrăvită oricare apă, curs de apă, râu, mări și oceane dacă eu vreau să deversez nu știu ce otrăvuri în ele. Oare? Oare în aceste condiții noi mai avem ce căuta în planurile vieții? Oare în aceste condiții avem vreo legătură cu viața? Oare în aceste condiții ne putem numi câtuși de puțin credincioși? În ce sens? Credință în ce? Care Dumnezeu? Care Dumnezeire? Care viață? Vezi, noastră, afirmațiile umanității la ora actuală sunt de un fariseism și de o neconcordanță cu adevărul acțiunilor indivizilor umani, încât este copleșitor ceea ce se întâmplă. Această scindare a omului între ce afirmă și ce trăiește nu este nimic altceva decât un continuu drum al pierzaniei. Este un continuu drum al pierzaniei care, desigur, nu peste mult timp se va încheia cu, cum să vă spun, nu vreau să vă sperii, nu vreau să vă înspăimânt, dar se va termina exact așa cum trebuie să se termine, cu elevul care, greșind într-una față de profesor, finalmente va lua o notă foarte proastă la purtare, va fi dat și afară din clasă, pentru că și îngăduința divină, pentru că și îngăduința creatorilor noștri, până la urmă, are acele limite dincolo de care ar însemna să ni se permită să distrugem nu doar o planetă, nu doar în totalitate pe noi înșine, ci universul în care trăim și tot așa mai departe. Din acest motiv vă spun, Hristos a venit și ne-a dat legea vieții, ne-a dat ecuația vieții, chiar salmistul o făcea de cu mult timp înainte. Iisus a venit să restructureze, să rearanjeze afirmații și mai cu seamă, ce nu făcuse înainte vreme psalmistul, să arate că acele cuvinte nu erau false, ci ele erau spuse în duh și în adevăr, în mare parte, ele reprezentau voința divină. Să vă dau un exemplu din psalmi, spre exemplu, în psalmul 4 cu versetul 5 spune astfel: mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, în așternuturile voastre vă căiți. De cele ce ziceți în inimile voastre, în așternuturile voastre vă căiți. Astfel încât Dumnezeu înțelege că putem greși, înțelege că ne putem periodic îndepărta câte puțin de la drumul cel drept al luminii și al adevărului, înțelege neputința de a fi întru totul și în permanență spiritual, aici înțelegând prin spiritual, luminos, pe o planetă deja pervertită de valori greșite sau de non-valori puse luminii, astfel încât încă de pe vremea psalmistului aflăm din psalmul 4 că ni se spune: mâniați-vă, nicio problemă, e de înțeles să mai ai câte o pierdere de sine, de sinele superior, de lumină, să cazi din drepturile tale de ființă divină, să decazi și să te comporți altfel decât conștient de cele ale luminii într-o lumină. Mâniați-vă, dar nu greșiți, ci de cele ce ziceți în inimile voastre, în așternuturi vă căiți. Astfel încât ne învață salmistul, cu alte cuvinte, aceleași învățături hristice, aflăm că ni se spune tot de către salmist: binecuvântând pe Dumnezeu am scăpat de vrăjmașii mei. Ce ne învață Iisus Hristos? Binecuvântați-vă vrăjmașii, iertați. Da? Binecuvântați-vă vrăjmașii, iertați. Urmați calea luminii, pentru că oameni buni, nu putem face lumină cu întuneric.
Da? Nu stingi o lumină într-o încăpere pentru a face lumină. Nu stingi un bec, pardon. Nu dai o palmă unui om dacă îi vrei bunăvoință. Nu jignești un om dacă îi vrei atenția. Chiar dacă te-a rănit, chiar dacă te-a jignit. Dimpotrivă, tu trebuie să conștientizezi că el se află într-o stare de conștiință improprie înțelegerii și acceptării luminii, astfel încât tu, dacă aduci și mai mult întuneric către acel om, în acel om, cum ai vrea să se lumineze? Înțelegeți? Hristos ne-a înviat. Ne-a înviat în învățătură. A adus lumină în ego-urile noastre, pervertite de obsesia materialităților. Iisus a adus lumină în acest palier aparent superior, numit mental, care el fiind conștient doar de... pentru care percepții legate în mod preponderent de materialități, el este aproape în totalitate inconștient de planurile spirituale. Atunci Iisus, fiind el însuși un exemplu, prin sine însuși, înțelegând că doar conectarea în totalitatea tuturor structurilor la lumină poate să aducă lumină, într-adevăr, cu adevăr, în duh și adevăr, aceasta fiind singura cale către viață, el vine să ne arate, oameni buni, aceasta e calea. Aceasta este calea, se poate. Îndrăzniți, eu multe necazuri am avut în lume, dar am biruit. E normal să ai necazuri în lume când alegi calea luminii. Pentru că această lume, din păcate, vreau să vă spun, această lume a comunităților umane, desigur, în mod special, aparține de foarte mult timp, de foarte multe mii de ani deja, unor forțe, intenții, intenționalități și voințe nespecifice luminii. Și atunci, tu vrând să trăiești prin lumină, către lumină, în adevăr, către adevăr, deci fiind pe cale, astfel încât să descoperi și să fii în viață, cu adevărat în viață în privința tuturor structurilor care te compun, evident că urma să devii o țintă întunericului, să nu vă imaginați vreodată că în această lume esențialmente pervertită în valorile ei, a o lua pe drumul luminii este ușor. Veți vedea că cei care merg pe drumul luminii vor avea mult mai multe necazuri în lume decât cei căldicei, decât cei care știu să ocolească un să-i spunem, rău fizic în detrimentul unui bine spiritual. Veți vedea că cei care aleg calea șerpuită a vieții aproape că pare că n-au necazuri în viață. Dar viețile pe care ei le duc sunt profund inconștiente de adevărurile spirituale și de adevărata viață, astfel încât să știți că nu, din păcate, nu ating din punct de vedere fizic nici vârste înaintate, nici fericiri înalte, nici conștientizări specifice unei vieți cu adevărat împlinite. Vreau pe această cale să vă mai spun o singură dată, să nu uitați, Hristos ne-a reînviat deja de atunci prin exemplu care ne-a fost că se poate, că materia poate fi oricând învinsă, că ține doar de fiecare din noi să ne conectăm corect la adevăratele valori, să accesăm în mod corect adevăratele valori, anume ale vieții celei pentru totdeauna și din totdeauna, nu ale viețuirii și supraviețuirii unui trup care se stinge încă din momentul în care se formează în pântece, din momentele în care se formează în pântecele unei mame care nici ea nu e corect calibrată la forțele, adevăratele forțe ale vieții. Nu doar că de multe ori acestor suflete nu le este bine în trupurile în care se află în pântecele mamelor, vin cu probleme, au deja, remarcă părinții, atitudini și comportamente de la vârstele fragede, care nu sunt specifice unor dorinți firești, anume copilul să fie cu minte, să fie blând, să asculte de părinți, adică valori specifice luminii. Părinții constată majoritatea că cei pe care îi sperau în totalitate a fi copiilor, acei copii doriți, sperați și așteptați să împlinească
aspirațiile unei familii care i-a așteptat cu atâta dragoste și speranță, nu doar că venim pe lume, iată, într-o stare de scindare și de neconectare la valorile luminii, începem prin a ne răzvrăti împotriva părinților fizici și a tuturor celor aflați în această proximitate și, evident, sfârșim prin a ne răzvrăti împotriva unui Dumnezeu pe care nu avem cum să-L cunoaștem. Pentru că acest lucru nu ne-a interesat de-a lungul vieții noastre întrupate. De aceea, amintiți-vă ceea ce v-am tot repetat în emisiunile, în aceste ultimele două emisiuni, în mod special, anume că învățăturile, în primă instanță, ele aduc viață în structuri. Învățăturile la care ne conectăm, ele aduc viață sau nu? Pentru că ele ne orientează corect sau nu, în viață și prin viață, către ceea ce trebuie să împlinim sau nu. Aveți grijă ce vă doriți, aveți grijă ce înțelegeți a fi viață și ceea ce numiți viață, aveți grijă cine sunteți, cine credeți că sunteți, gândiți-vă cu adevărat dacă viața pe care o trăiți este o viață specifică până la urmă vieții sau este doar ceea ce dumneavoastră numiți viață, faptul că obțineți bunuri, bani, privilegii, călătoriți, vă duceți încolo, încoace, aici sau peste hotare, departe sau aproape. Gândiți-vă dacă ceea ce numiți pasiune, activități, aspirații, fac parte din învățăturile care să vă aducă sănătate, fericire și un scop real în viață. Vă spuneam, cred, rândul trecut că în gândirea japoneză există ceea ce se numește a civilizației acestui popor. Există ceea ce se numește Ikigai. Ikigai este sensul. Sensul vieții, să trăiești pentru un sens. Materialitățile vin și pleacă pur și simplu dacă te conectezi corect la valorile vieții în planul fizic. Să respecti munca, să-ți respecti strămoșii, să înțelegi că ai și tu îndatoriri, nu doar plăceri în această lume. Dacă ai plecat cu acest minim bagaj de învățături în viață, multe lucruri vor veni de la sine, dar nu sunt sensul vieții. Toate acestea nu reprezintă sensul vieții, ci tu trebuie să ai un ikigai, un scop, să înțelegi de ce ai venit. Să ai un scop în viață, eminamente, spiritual, în jurul căruia să construiești viața, pur și simplu. Viața din lăuntrul tău, viața din afara ta, să înveți să dobândești și să-ți păstrezi sănătatea prin tine însuți, să înveți să dobândești și să-ți păstrezi fericirea prin tine însuți, pentru că acel sine al tău este conectat corect la dumnezeire și devenire. Vă spun aceste lucruri pentru că noi credem că aceste învățături există doar în creștinism. Sub o formă sau alta, să știți că învățăturile creștine au ajuns și în interiorul altor culturi și civilizații, nu se numesc neapărat creștinism, fac parte din... Aceste învățături fac parte din tot ceea ce înseamnă cultura și civilizația unor popoare, precum poporul japonez, care are, știm bine, vechile lui învățături, vechile lui și cât de vechi învățături, printre care se numără și această binecuvântată învățătură a scopului în viață. Despre acest lucru a venit și ne-a vorbit și Iisus Hristos acum 2000 de ani, să aveți un scop în viață superior și esențial învățăturii spirituale, să purceadă din spiritualitate și să ne călăuzească prin viața în această lume materială. Din păcate, noi ne-am îndepărtat foarte mult de orice formă de învățătură aparținând luminatei înțelepciuni, luminatei spiritualități, într-o România ultimilor 30 de ani obsedată de materialități, obsedată de mie mă, eu am, mie mi se întâmplă și așa mai departe. Să știți că am pierdut cu totul și cu totul reperele unei vieți
unei vieți care să atingă câtuși de puțin normalitatea. Afecțiunile de tot felul s-au mulțit, blocaje teribile în destinele oamenilor, neîmpliniri premature, încheiere de vieți premature, știm bine, numai în ultimul timp, nume sonore au părăsit acest plan al vieții fizice, nume sonore nu sunt cel mai bine în viețile lor. Vedeți, aparent, fiind lipsiți de scrupule, aparent fiind lipsiți de orice orientare către spiritual, aparent obținând bunuri, bani și privilegii în lume, ne este bine. Doar aparent. Pentru că vine un moment când sancțiunile karmice, sancțiunile spirituale permise a se manifesta în viețile noastre, se și manifestă prin intermedierea unor forțe divine, cu ajutorul îngerilor păzitori, nu o să vă vină să credeți și nu numai, astfel încât să fim opriți din această demență, din această alergătură dementă către și doar către și doar pentru materialități. Pentru că vine un moment în care neconcordanța dintre misiunea personală pentru care și cu care am venit pe pământ și ceea ce facem noi pe pământ este atât de mare, discrepanța este atât de mare, încât desigur vom fi opriți. Vom fi opriți și culmea, poate nu o să vă vină să credeți, de cele mai multe ori, aproape întotdeauna, spiritul nostru este de acord cu acest plan de existență, ca el să se oprească la un moment dat prin evenimente ce au loc aparent absurd, brutal, traumatizante pentru cei rămași în viață, dar nu de puține ori primite cu mare bucurie de spiritul care părăsește un trup prin care, într-adevăr, el nu-și împlinea menirea și misiunea personală. Noi plângem pe pământ după cei plecați, plângem poate ani, poate o viață, neînțelegând, știți, există o expresie folosită de către cei care înțeleg sensul, vine un moment când îți dai stingerea, se spune, din punct de vedere spiritual. Să știți că aceste spirite care părăsesc atât de abrupt, atât de brutal, atât de aparent de absurd și de brusc trupurile în accidente, traumatisme, să știți că au fost de acolo să-și dea stingerea, înțelegând că nu mai fac față tăvălugului lumii materiale și materialităților în care trăiesc, înțelegând că deja de un timp îndelungat ele își ratează misiunea personală pentru care au venit pe pământ. De aceea nu uitați, avem alternativă de cel puțin 2000 de ani. Hristos ne-a reînviat. Ne-a adus învățătura corectă. Ne-a reînviat prin învățătura implementată în structurile noastre spirituale. De acolo nu avem decât să o luăm și să o folosim. Avem rețeta. Haideți să mergem la farmacie să luăm medicamentele. Iar farmacia este culmea în noi. Avem în interior medicamentele dacă avem învățătura. Dacă o primim. Doamne ajută, vă doresc toate cele bune și vă rog să nu uitați, Hristos ne-a înviat prin toate aceste învățături. Toate cele bune, Doamne ajută! Vă atragem atenția asupra unui produs care e cunoscut mai de mult pe piața noastră, dar puțin știu de adevăratele proprietățile lui. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică, te învăluie practic într-un câmp de protecție. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat știți că are efect oriunde vă aflați. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență
mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Nu știu ce e înăuntru și ce face și cum face, dar cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. Torsălul original la mine a funcționat. De multe ori m-a durut capul, ocazional, deci m-am necăjit sau s-a întâmplat ceva, m-a durut capul. Și în acest caz l-am folosit, într-adevăr, și să știți că cu rezultate bune. Am folosit o banderolă de pus pe cap, l-am pus sub bandă și mi-am văzut de treabă. Mă dorea foarte tare mijlocul, picioarele, nu mai puteam să merg, mergeam în două bastoane, din casă nu mai ieșeam, medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica și atunci am zis, singurul lucru care pot să-l mai încerc este torsărul. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci m-am hotărât să mai iau două. Vă aduceți aminte că vă povesteam, ba că am probleme cu glicemia, ba că am probleme cu greutatea, ba că am probleme cardiace, ba că sunt insomniacă. Am descoperit dispozitivul acesta numit torsăr. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torsăr este un bun la casa omului.